Tampădor le șoldănește. Ministrul spune că trebuie să punem toporul în cui să nu mai tăiem lemne. Că am rămas cu 10%. Dar văd că autorităților nu le pasă. Ia uitați-vă copaci. Copaci seculari. Copaci buni pentru mobilă. Asta e frasă. Foarte scump. Ia uitați-vă cum îi tăiat aici, doamne. Băi, barbari, bă. Băi, barbarilor, bă. Și asta rămâne copiilor noștri, bă, astea-s păduri puse de bunie, bă, sute de ani. Ia uitați-vă cum e depozitat aici, sute de cuburi, mii de cuburi. Mii. Asta se numește că s-a schimbat guvernarea sau s-a schimbat ministrul. Câți ani trebuie să cresc un popor de ăsta? Să ajungă. Cum de nu l-o tăieți pe ăsta mare? Că e frumos. L-au lăsat de sămânță. Ce facem, domn ministru, cu pădurile noastre? Le tăiem pe toate sau mai lăsăm și la copii? Și asta e pe marginea traseului Rezina sau Șoldănești-Chișinău.